Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Îți vorbesc astăzi despre un subiect care interesează mulți părinți. Poziția W a picioarelor. Recunoști ușor această postură chiar dacă n-ai auzit încă de ea, pentru că foarte mulți copii obișnuiesc să stea așa atunci când se joacă. Mai exact, stau cu genunchii îndoiți, adesea depărtați unul de celălalt, cu fundul jos și cu picioarele îndoite înspre exterior. Privite de sus, picioarele par să formeze litera W, de aici și numele acestei poziții. Mulți părinți îi observă pe micuții lor stând așa în jurul vârstei de 3 ani, dar sunt o mulțime de copii care descoperă și adoptă această postură chiar înainte de 2 ani. E și cazul fetiței noastre, care își ține mai mereu picioarele în W atunci când se joacă stând pe jos. Nu m-am panicat însă așa de tare când am fost avertizată de alți părinți să-i corectez imediat poziția. M-am gândit că îi vine probabil natural să stea așa, iar dacă ar deranja-o în vreun fel, și-ar schimba singură postura. Internetul e însă de altă părere. Deși am citit și opinii ale unor specialiști care nu văd vreo problemă în preferința copiilor pentru poziția W a picioarelor, sunt și mai mulți cei care descurajează această postură din cauza efectelor negative pe care le-ar putea avea asupra sănătății. Deși am citit și opinii ale unor specialiști care nu văd vreo problemă în preferința copiilor pentru poziția W a picioarelor, sunt și mai mulți cei care descurajează această postură din cauza efectelor negative pe care le-ar putea avea asupra sănătății. Se spune, de exemplu, că în această poziție se pune o presiune mult prea mare pe articulațiile genunchilor și pe coloana vertebrală, solicitând în schimb prea puțin musculatura. Asta nu înseamnă însă că trebuie să ne speriem dacă îi vedem pe micuții noștri stând astfel. Îi putem învăța cu răbdare să adopte alte poziții atunci când se joacă, să stea cu picioarele încrucișate sau îndreptate. Poți de asemenea să-i cumperi copilului o măsuță pe mărimea lui și să-i propui să se joace la masă, așezat pe scaunel. Pe scurt, mulți copii preferă să stea cu picioarele îndoite înspre exterior. Consultă însă un medic pediatru sau ortoped dacă te îngrijorează acest obicei al micuțului tău, mai ales dacă îl vezi șchiopătând sau observi că nu poate sta decât în această poziție. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!